Bună seara, dragi prieteni! Am început prin a vă prezenta un banner, un afiș, să-i spunem așa, cu denumirea unui proiect. Sportul nu înseamnă numai fotbal. Vă dați seama că iubitorii și simpatizanții emisiunii noastre sunt familiarizați deja cu acest slogan, pentru că de-a lungul timpului am spus-o de nenumărate ori, că am zis și eu lucrul acesta, că sportul nu înseamnă doar fotbal, este într-adevăr regele din punct de vedere al mediatizării, al, mă rog, impactului social, în definitiv a devenit o industrie fotbalul, dar nu înseamnă sub nicio formă totul. Asta e clar pentru toată lumea și fără niciun fel de comentarii, ci aș putea spune din potrivă, în unele ramuri sportive performanțele ajung acolo unde nu o să spere niciodată că vor ajunge fotbaliștii, cu scuzele de rigoare pentru cei care s-ar putea să se simtă lezați un pic de afirmația mea. Dar pentru că nimic fără fotbal nu se poate, o să încep chiar cu el. Ironia sorții, asta este situația. La sfârșitul acestei săptămâni va fi programată ultima etapă din cadrul campionatului național Liga a 4-a, acolo unde, mă rog, zarurile nu sunt deloc aruncate, se desfășoară întâlniri importante. Săptămâna trecută nu s-a putut juca din pricina ploii, a vremii foarte, foarte vitrege. Ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat. Sper să nu se întâmple același lucru și săptămâna aceasta. Va mai avea loc o competiție de atletism la București, Cupa de Iarnă pentru junior 1, 2, 3 și seniori și tineret. Vom duce acolo o echipă însemnată cu destul de mulți sportivi de valoare. Sperăm să avem rezultate bune. Este doar o competiție amicală, o competiție care are ca obiectiv testarea într-o perioadă destul de încărcată a sportivilor, o perioadă în care ei se pregătesc foarte mult. În sfârșit, și apoi, vă dați seama, urmează și pentru noi o perioadă de sărbători cu antrenamente care vor avea cu totul și cu totul alt scop decât acela de a participa la competiții. Cam acesta ar fi final. Am înțeles că vor fi și niște festivități de premiere ale unor sportivi cu rezultate deosebite și nu numai la finalul acestui an, dar vom vorbi despre toate la vremea potrivită. În această seară, dragi prieteni, vom discuta cu reprezentanții Liceului Tehnologic Miron Niculescu, care participă anul acesta la un proiect Erasmus. Un proiect despre care ne vor vorbi foarte mult. Eu voi avea foarte puține intervenții pentru că îi voi lăsa, sunt 5 invitați în această seară și voi lăsa pe dumnealor să prezinte toate detaliile acestui proiect cu numele tradus, bineînțeles, în limba română, pentru că numele este în limba engleză, dar eu am vorbit pentru Giurgiu Veni, pentru românii care nu știu neapărat limba engleză. Așa cum spuneam, sportul nu înseamnă doar fotbal. Am să încep să vă prezint invitații. Lângă mine, unul dintre elevii care participă la acest proiect este Daniel Pruteanu. Bună seara și bine ai venit. Lângă el, Emanuel Niculae. Bună seara și bine ai venit și tu. Și trei profesori. Cătălin Sandu, profesor de educație fizică și sport. Bună seara. Micaela Măcăneață. Bună seara și bine ați venit. Și domnul director al Liceului Tehnologic Miron Niculescu, așa cum spuneam, profesorul Nicolae Dogaru, profesor de educație fizică și sport. Bună seara și bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. Acum am spus că o să am puține intervenții în această seară, pentru că fiind 5 invitați, dacă fiecare spune câte o idee, se termină emisiunea. Cred că veți avea mult mai multe de spus în comparație cu mine, dar am să încep într-o întrebare foarte simplă: de unde a venit ideea, pentru că totul pleacă de la o idee și apoi ușor, ușor vom detalia povestea acestui proiect care începe, a început, dar efectiv cu activități am înțeles că urmează să debuteze. Deocamdată suntem la nivel de organizare. Așadar, de unde a venit ideea și cum ați intrat în joc? Ideea vine de la conceptul de Erasmus Plus, care înseamnă, după cum o puteți observa și după bannerul acesta, schimbă vieți, deschide minți. Este, de fapt, un proiect de strategie internațională, de inovații și bune practici în domeniul sportului,
unul dintre semestrele cu care Erasmus Plus se ocupă sunt proiecte care atrag mii de tineri din Europa la, în diferite domenii ale învățământului și inovației în învățământ, ale bunei practici în învățământ. De fapt, pe scurt, așa, proiectul se referă la atragerea la cât mai mulți tineri la practicarea sistematică a sportului, a exercițiilor fizice și a sportului, a dezvoltării fenomenului de fair play în rândul lor, cât și în tribune, puțin mai târziu, când vor deveni tineri și oameni care vor merge la show-urile după stadion. Am avut o inspirație de a accesa acest proiect. Turcia este coordonatoarea proiectului. Am accesat la acest proiect pentru că ne-am identificat cu multe obiective pe care ei și le-au pus. Multe dintre ele se asemănau cu problemele din liceul nostru. E vorba de absenteism, e vorba de abandon școlar și atunci unul dintre obiectivele principale ale proiectului era prin sport, prin activități sportive și culturale educative, să atragem tinerii să nu mai absenteze, să-i atragem să facă mișcare, să facă exerciții fizice, astfel încât din cele 6 ore din programa școlară să nu mai absenteze. Deci, practic, este o eliminare sau o diminuare a absenteismului prin practicarea sportului și a exercițiilor fizice. M-ați liniștit pentru că începusem să-mi fac probleme că îmi voi face dușman cu emisiunea din această seară, vom fi împotriva fotbalului, dar, de fapt, văd că obiectivul este acela de a aduce cât mai mulți copii la școală și a le oferi o posibilitate în plus de a-și petrece timp și odată cu practicarea sportului sperați dumneavoastră să diminuați absenteismul. Din păcate, știu și eu că avem probleme din acest punct de vedere cu absenteismul în școli, dar acest aspect se repercutează mai târziu și în activitatea sportivă de performanță, pentru că nevenind la școală, de aici încolo sunt foarte multe probleme care vor deriva și se reflectă inclusiv în activitatea sportivă de performanță. Dar nu este acesta obiectivul emisiunii noastre, să discutăm despre repercusiuni. Vreau să îmi spuneți cum credeți dumneavoastră că rezolvați prin intermediul activităților sportive, mai concret, diminuarea, această problemă a diminuării absenteismului la școală? În primul rând, aș vrea să mai adaug puțin ca să creăm așa o aprofundare mai atentă și mai bună asupra acestui proiect internațional. Pe lângă liceul nostru, am mai accesat și au fost primiți în cadrul proiectului încă 4 licee din Turcia, din Polonia, Letonia și Bulgaria. Licee care la rândul lor se confruntă cu acest fenomen numit absenteism sau cu abandon școlar sau și mai rău cu unele tensiuni pe care tinerii de astăzi le au la vârsta adolescenței. Prin practicarea sistematică a exercițiilor fizice și a sportului încercăm să creăm un stil de viață sănătos și să-i obișnuim cu practicarea sportului. S-a observat de-a lungul anilor că volumul mare de cunoștințe, poate programa școlară încărcat, i-a determinat pe unii tineri să nu reziste 6 ore la școală. Astfel încât, printr-un program pe care îl face cu administrația școlii, cu profesori care sunt atrași în acest proiect, să le creăm o bază sistematică de practicare a sporturilor, să le oferim ramuri sportive atractive pentru ei, astfel încât prin sport se țin mai mult la școală. Obiectivul este unul salutar, pentru că nu am niciun motiv să vă contrazic că lucrurile stau așa. Sper ca metodele și, știu și eu, finalul acestui proiect să capaciteze pe cei care participă la această activitate cu mai multe metode, nu pot să spun cu toate metodele, dar cu mai multe metode în așa fel încât să-i influențeze și pe ceilalți. Elevii, vreau să văd care este părerea lor. Daniel, tu ești imediat lângă mine și am să încep cu tine întrebându-te cum ai intrat în acest proiect? Ai fost selectat? Ți-ai dorit tu să participi? Odată venit aici,
La ce te aștepți? Ce speri să ți se întâmple? Da, mi-am dorit să fiu în acest proiect. Eu fiind la clasa sportivă din acest liceu, vocațional sportivă pe profil fotbal, participând activ în activități culturale educative, activități sportive. Odată ce ai intrat în proiect, cum crezi tu că te vei schimba ca om? Astfel încât să poți să-i determini și pe alții să se schimbe, să-i capacitezi cu această abilitate. Dacă îmi dați voie puțin, ceea ce este important, sunt selecționați de la clasa vocațională sport, fotbal specializare, pentru că am vrut să demonstrăm prin participarea lor de la clasa fotbal că sportul nu înseamnă numai fotbal. Sportul poate să însemne și atletism, poate să însemne și handbal, poate să însemne și basket, poate să însemne mult mai multe ramuri sportive pe care tinerii pot să le practice. Dacă ați observat, și suntem profesor de educație fizică, predau și în învățământul gimnazial, întotdeauna când întreb copiii ce joc vreți să jucăm astăzi, și fetele și băieții spun fotbal. Și spun, nu, stop, astăzi nu avem fotbal. Putem să facem și alt joc sportiv. Ce părere aveți de basket? Ce părere aveți de handbal? Da? Bun, deci intrarea lor în proiect este încă o dată în plus faptul că nu înseamnă numai fotbal. Sportul poate să-ți ofere și alte ramuri sportive. Adică dumneavoastră atractive. Vreți să rupeți un fotbalist din echipa lui și să-l faceți să determinați să practice altceva. Să practice și alte ramuri sportive. Ceea ce este de luat în seamă este că prin schimbări interculturale pe care le vor face de-a lungul a 2 ani de proiect cu tine din alte țări, cu tine din alte licee, cunoscând sportul tradițional din țările respective, cunoscând limba engleză, cunoscând partea culturală a celorlalte țări, ușurința de a se integra în Europa, de a-și găsi un loc mai ușor de muncă, spațiul european, prin sport poate fi mult mai ușor. Și prin învățarea unei limbi străine, engleza, pentru că este o limbă internațională și prin asta comunicăm, de fapt, cu ceilalți din celelalte țări. Am înțeles așa în linii mari ce caută elevii, dumneavoastră, cei doi profesori de educație fizică și sport, însă spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, doamna profesoară. Eu predau limba franceză în școală. Nu am fost selectată în proiectul acesta ca și profesor de limba franceză, ci ca și consilier educativ. Și rolul meu este artistic, să spun așa, pe partea aceasta artistică. Mă ocup de realizarea unui program artistic la nivelul proiectului, pentru că vom avea o vizită în România și va trebui să realizăm și un proiect și un program artistic. Apoi mă voi ocupa de promovare și diseminare, promovarea proiectului și diseminarea sa. Și sigur că avem multe alte activități culturale educative în acest proiect, nu doar legat de sport. Am înțeles. Am să-l rog și pe domnul Cătălin Sandu să ne spună rolul pe care îl are dumnealui în acest proiect. Păi, rolul meu este strict de partea sportivă, de ramurile sportive. Noi trebuie să ne pregătim acum, cum a zis și domnul director, de la clasa de fotbal. Trebuie să jucăm basket, să jucăm volei, să jucăm handbal și tenis de masă. Și trebuie să inițiem măcar la un nivel minim acolo de cunoaștere a acestor ramuri sportive ca să putem să ne descurcăm. Competițiile nu vor fi la un nivel profesionist, dar trebuie să facem noi față. Existe o ștachetă cât de cât. Da. Și să trecem așa cu prima tură și la Emanuel. Nicolae, spune-mi tu cum ai ajuns în proiect. Tot la clasa de fotbal ești? Da. Înseamnă că a fost aceeași cale. Dar tu, în urma tuturor celor spuse până în acest moment, cu ce abilități crezi tu că vei rămâne? Ce crezi tu că ți se va întâmpla după acest proiect? Păi, în primul rând, vreau să cunosc și alți oameni față de România. Vreau să practic și alt sport, cum a spus și domn director, în afară de fotbal. Vreau să văd ce pot mai mult.
Crezi că în momentul în care vei intra în contact cu elevi din țări altele decât România, lucrul acesta te va influența în mod pozitiv? Da, de ce nu? Păi nu știu, te întreb. Eu aș putea să-ți aduc o mie de argumente da. Că da, dar vreau să-mi spui tu ce crezi. Da, cred. Chiar și în viitor. Dar să știi că și turcii practică fotbalul mai rău ca noi și în momentul în care vă veți întâlni cu ei, eu care am fost în Turcia de câteva ori vreau să spun că e suficient să spui Hagi și s-a terminat povestea, deja ești fratele lor, nu mai există nicio problemă. Din această cauză turcii au inițiat și promovat și au ideea de a promova acest proiect cu această temă. Poate ne înfrățim și la alt nivel, nu numai la nivelul fotbalului, că ți-am zis, acolo oriunde ai merge când spui că ești român, imediat Hagi, Lucescu, Popescu, toți sunt încântați. Da, și mai puțin așa, da, Hagi, vă dați seama, e regele lor și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure. Bine, tot director, să mergem mai departe, spuneți-mi cam care sunt activitățile, care sunt primii pași pe care i-ați făcut. Spuneți-ne la ce să ne așteptăm, când vor avea, detaliați-ne puțin activități. Și bineînțeles, scuzați-mă și cu asta, chiar că vă las să vorbiți, de câte ori simțiți nevoia să interveniți, vă rog să o faceți fără să vă ofer eu cuvântul neapărat. Bine, pe lângă elevii cooptați în proiecte de la clasa vocațională sport, am inclus în proiect și alți elevi de la alte clase, și de la clasele mai mici. Deci, practic, încercăm să cuprindem toată sfera vârstelor din liceul nostru. Pentru că, prin sport, încercăm să socializăm și elevii timizi, care stau pe marginea arenei sportive. Nu. Toți trebuie să înțeleagă că practicarea sportului înseamnă sănătate. Da? Și trebuie să creăm un stil de viață sănătos prin practicarea sistematică a sportului. Revenind la proiect, în proiect sunt cuprinși 7 elevi și 8 profesori care vor derula activitățile incluse în proiect pe parcursul a 2 ani. Am avut de curând, luna trecută, între 15 și 20 noiembrie, prima întâlnire transnațională în Polonia. O întâlnire doar cu coordonatorii de proiect și cu alți profesori care participă în cadrul proiectului. Dați-mi voie să vă întreb puțin, să rog colegii, pentru că avem niște fotografii de acolo și dacă tot a venit vorba despre asta, să le și pune pe ecran, astfel încât dumneavoastră să fiți susținut de imagini. Vă rog, continuați. Am fost în Starograd, un oraș situat la 5 de kilometri de Gdansk, orașul de unde a pornit scânteia Lupte pentru solidaritate Consul de Lev Valesa în 1980, un liceu teoretic din Starograd, un liceu de 130 de ani vechime, observați după arhitectura lui că au păstrat arhitectura din acea vreme și au fost refăcut păstrând arhitectura de 130 de ani. Liceul este un liceu teoretic care însumează în jur de 430 de elevi, cu o bază sportivă modernă, cu o bază sintetică, după cum ați observat. Este incinta liceului. Observați că totul s-a păstrat arhitectura veche și nimic nu a venit cu materiale noi. Este o oră de engleză, un laborator de engleză, un laborator fonic. Observați, dotările sunt cele adecvate pentru învățarea unei limbi străine. În clasă sunt în jur de 20 de elevi. Ei nu pun accent pe numărul mare de elevi în clasă, ci pun accent pe un învățământ de calitate. Având mai puțini elevi în clasă, densitatea actului de învățare, de predare și de fixare este mai mare decât un număr mai mic de elevi. Este o imagine în care eu și colega din Polonia, care era următoarea, este următoarea de proiect din Polonia, le făceam cunoscut programul din România, care va fi prima vizită la anul, în prima săptămână din luna februarie. 4 țări vor poposi în Giurgiu, 40 de persoane, 28 de elevi și 12 profesori. Este aici observat un colț
pe care l-au făcut elevii din liceul din Starograd cu țările participante și cu ramele sportive care sunt în afară de fotbal. Aici observați că deja s-a făcuse înfrățirea româno-poloneză, pentru că într-una din zile am avut ca sarcină să-i învățăm pe profesori un folk dance românesc, adică un dans popular românesc, normal, i-a învățat Hora, și și-au notit speranța, dorința de a face o poză cu drapelul național, știind că vine și ziua națională a României. Mă obligați în această seară să fac eforturi foarte mari în a fi cu minte și a nu fi fără menajamente așa cum sunt eu de obicei și cum îmi obișnuiesc telespectatorii, pentru că multe aveam să zic atunci când am văzut acel liceu care păstra arhitectura într-o țară fostă comunistă ca și noi, dar care nu mai are nicio legătură. Uitându-mă acolo, îmi vine să plâng că stau foarte departe, așa cum spun eu, povestea celebră cu Roșu Împărat, care stătea peste 7 mări, 7 țări, se trezește într-o dimineață și zice: bă, ce departe stau. Cam așa mă uit eu dimineața și văd liceul acela într-un orășel și e o perlă și îmi pare rău că tot din comunism să trag și ei și noi și uite că nu mai ține nici treaba asta, cade argumentul că, vezi, Doamne, moștenirea grea de nu știu de unde, dar să o lăsăm pe altă dată pentru că nu e cazul, dar tot trebuia să zic, pentru că dacă nu zic, fac implozie. Și mai bine să explodez, să vă zic dumneavoastră tot ceea ce simt, că de-aia sunt aici. Poate mă aude și pe mine cineva și încetează până la urmă să mai zică greaua moștenire sau mai știu eu ce facem, sau dacă nu, să o lăsăm bald. Zic eu, că uitați-vă ce se întâmplă în alte țări. Mă scuzați, dar n-am ce face. Ăsta sunt și aici mă termin. Ceea ce este important, că s-a stabilit programul în cadrul primei întâlniri frați naționale care a avut loc în Starograd, s-a stabilit programul pe săptămâna când Giurgiu va fi gazda celor patru licee din cele patru țări. Vor avea loc întreceri la sala polivalentă, la basket, sala de atletism, la atletism și la tenis de masă. Iar în zile care vor urma, le vom arăta unele obiective turistice din municipiu și județul Giurgiu și în ultimele zile vom merge cu ei la București să arătăm Muzeul Sportului de la Comitetul Olimpic Sportiv Român, Federația Română de Atletism și Comitetul Olimpic Sportiv Român. Ei și-au exprimat dorința de a mai vizita și alte obiective turistice din municipiu, din București, fiind o capitală frumoasă și o capitală europeană, au spus cu toții că vor să vadă și alte obiective. Pe scurt, așa se vor derula activitățile. Într-una din serie o să fie o prezentare de țară făcută de fiecare elev, de fiecare grup de elevi din cele patru licee, și vor exersa, ne vor arăta ce au învățat, adică vor dansa împreună, vor juca împreună cu elevii noștri Hora românească. Bun, păi învățați și danseze, înțeleg, ați zis că sunteți responsabilă, doamna profesoară, de activitățile culturale. Artistice. Da. La ce v-ați gândit? În afară de dansuri populare, dansurile mai aveți și alte populare, surprize? În primul rând, și trebuie să punctăm faptul că... Dar vă pricepeți dumneavoastră sau apelați tocmai, la niște tocmai colaborate? Lucrul acesta vroiam să-l subliniez, că avem parteneri în realizarea programului referitor la dansurile populare. Avem Școala Populară de Artă și le mulțumim pe calea aceasta că ne-au stat alături. Centrul Județean de Conservare a Patrimoniului Cultural din Giurgiu este partener cu noi și ne dau tot sprijinul pentru a învăța atât pe profesori cât și pe elevi dansurile populare românești din Muntenia. Da, și pe lângă dansurile populare, mai avem și dans modern. Sigur că avem copii talentați în școală și trebuie să arătăm tot ce putem.
Mai avem, de asemenea, ne-am gândit și la o prezentare de modă, pentru că noi avem așa un profil pe protecția mediului și ne-am gândit să realizăm niște costume din materiale reciclabile. Și, de asemenea, avem un moment de stand-up comedy care prinde foarte bine printre tinerii noștri, în limba engleză va fi. Da? Da. Aici e un pic mai dificil. Este, da, dar... Așa, în limba română sunt multe bancuri și multe poante, pentru că despre asta e vorba în stand-up comedy, dar da, da. În limba engleză e mai complicat. Așa este, dar ei se descurcă foarte bine. Noi deja am început pregătirile și se descurcă foarte bine. Domn profesor Sandu, dumneavoastră, în afara activităților sportive, aveți și alt rol? Veți participa la toate aceste acțiuni despre care s-a vorbit? Da, voi participa, dar rolul principal constă în activitățile sportive. Deci... Veți avea activități sportive în primul rând, ați spus altele decât fotbalul. Puteți să ne exemplificați, să ne dați concret niște piste pe care vă veți axa? Păi în prima acțiune când vor veni acum la noi în februarie, o să avem basket, întreceri de basket, avem atletism, tenis de masă, cam astea. Bine, în sala de atletism, pe lângă regarea pe 50 de metri cu start de jos, lătura lungime cu elan, aruncarea mingii medicinale pe spate și în față, că nu avem sector de aruncare cu toții în sală, sala de atletism. Nu e deloc, nu mai e sală. Nu e deloc, nu dar e deloc. Nu mai este pistă, nu mai e, sunt sectoare. Tot dar probabil că se vor face. Dar avem campioni. Dar și medaliați. Ceea ce trebuie să subliniem și trebuie să punctăm, să aducem mulțumirea noastră primăriei municipiului Giurgiu, care ne dă accesul în sală polivalentă, precum și Consiliul Județean, care ne-a sprijinit financiar pentru derularea proiectului, asigurând transportul participanților de la aeroport și până în Giurgiu, plus în Giurgiu, unde vom fi găzduiți de la hotel și până la sală sau în alte obiective turistice unde îi vom deplasa să le arătăm. Ați vorbit de obiective turistice. La ce v-ați gândit să, concret să arătați? Cu siguranță îi vom duce la Muzeul Istoriei din Giurgiu. E un muzeu foarte bine dotat cu istoria poporului român de la origini și până în prezent. Să le arătăm turnul ceasornic, culmea turcilor, ca să vadă că ceea ce au construit a rămas în Giurgiu ca turn de observare pe vremea când Giurgiu era raia turcească. Să arătăm faleza, după care să îi ducem în Parcul Comana, e un parc național destul de interesant. Cam atât în Giurgiu și județ, după care, repet, îi vom duce la Muzeul Sportului în București. Am văzut că sunteți destul de bine dotați cu tot felul materiale de promoționale. Materiale promoționale. Aveți un logo foarte frumos, aveți mapă, șepcuțe. Ce e cu ele? Dați-ne puțin detalii și despre acestea. Fiecare țară... Tricourile, da. Fiecare țară a trebuit să lucreze la imaginea proiectului, la implementarea proiectului și la dezvoltarea lui. Ne-am gândit că cel mai bine pentru un tânăr, ca să aibă o amintire plăcută de la aceste întâlniri, un rucsăcel cu semnele, cu steagurile tuturor țărilor participante, cu alte ramuri sportive în afară de fotbal, cu un tricou cu o șepuță care pot servi la activități sportive, o șepcuță, o mapă în care își pot pune diferite materiale informative despre Giurgiu, despre România, plus mascota pe care noi am conceput-o, fiecare întâlnire internațională din cunoștințele mele, plecând, mergând la europene, campionate de olimpice, campionate de mondiale, au o mascotă. Ne-am gândit la un iepuraș care aleargă repede, care fuge repede. I-am dat și un nume, se numește Jojo.
Partenerii noștri la prima întâlnire transnațională în Polonia au fost foarte încântați de reușita bannerului, de ideea de a pune în jurul balonului de fotbal și alte ramuri sportive. Dacă observați puțin mai atent, se poate vedea puțin stilizat conturul României de jur în jur mingii de fotbal, se poate vedea puțin stilizat conturul României. Pentru că în România, deși fotbalul este un fenomen social, sunt și alte ramuri sportive care pot fi practicate. Spuneți-mi dacă în urma primei întâlniri pe care ați avut-o în Polonia ați identificat, nu știu, lucruri care ne apropie foarte mult ca și problematică cu celelalte țări și lucruri care ne depărtează, lucruri care sunt asemănătoare sau care sunt total diferite, sau nu ați ajuns încă la acest nivel? Ba da, am identificat câteva. Ne asemănăm foarte mult cu bulgarii și cu turcii. Probabil și balcanismul, care este foarte aproape de noi. Ne depărtăm puțin, suntem puțin mai departe de, hai să nu zic civilizație, hai să nu zic, de bune practici în sport față de Polonia și Letonia. Am văzut un liceu curat, am văzut un popor curat, un popor disciplinat, un popor serios. Faptul că Polonia este prima țară din Europa care a reușit să atragă foarte multe fonduri europene s-a văzut. Am văzut o infrastructură extraordinar de bine făcută. Am vizitat două orașe destul de importante în patrimoniul lor turistic și am văzut o infrastructură deosebită. Ceea ce denotă o disciplină financiară, o seriozitate în abordarea unor probleme de dezvoltare macroeconomică, un liceu curat, elevi care erau curat îmbrăcați, disciplinați, nu am văzut o zgârietură pe un perete, pe un hol, inclusiv la toalete, o ordine desăvârșită. Și nu era făcută că am venit noi din cele patru țări. Nu, se vedea că păstrează un oraș de 50.000 de locuitori cu pistă sintetică de 6 culoare, cu terenuri de sport sintetice și naturale, cu gazon natural, cu săli polivalente. Chiar am și filmat vestiarul unor copii care, din păcate, erau la fotbal. Dar se vedea că sala aceea polivalentă oferă și practicarea altor ramuri sportive. De fapt, intrasem în antrenamentul echipei de basket profesioniste din Starograd. Cu antrenori străini, cu jucători de culoare. Deci un oraș de 50.000 de locuitori. Vă rog să detaliați puțin, pentru că îmi place această chestiune, pe de o parte, pe de altă parte s-ar putea să creadă lumea că sunt ușor masochist pentru că îmi place așa ceva, dar ăsta sunt. Dar după un scurt moment publicitar ne vom întoarce și vom înțelege de ce alți oameni, nefiind șmecheri, cum se spune pe la noi, și fiind doar serioși, au reușit să meargă mai departe și au progresat, așa cum zice Țepeș în genericul emisiunii noastre, într-o zi cât alții în 10. E, pentru că nu s-au trezit către prânz, dragi prieteni. Revenim după pauza publicitară și mai vorbim. Mătișor, s-a întâmplat ceva? Sunt cu mașina la spălătorie. Soțul tău suferă de palpitații? Protejează-l altfel. Aspacardin te poate feri de palpitații. Cabinet medical individual Dr. Simion Simona Nicoleta, medic primar ORL. Consultații și tratamente de specialitate atât pentru copii cât și pentru adulți. Endoscopie nazală, rinofaringiană, laringiană, foarte utilă în diagnosticul diverselor afecțiuni ORL. Teste de audiologie și protezare auditivă. Teste de diagnostic al tulburărilor de echilibru. Dotat cu echipamente medicale performante. Cabinet medical individual Dr. Simion Simona Nicoleta, medic primar ORL.
SC Global Energy Production SA recomandă locuitorilor municipiului Giurgiu să mențină sistemul actual de încălzire centralizată, deoarece acesta constituie mai multe avantaje, precum nu prezintă pericol de explozie sau incendiu, nu reprezintă o sursă de poluare a aerului în imediat apropierea locuințelor dumneavoastră. Caloriferele pot funcționa în deplină siguranță și atunci când nu este nimeni acasă. Pentru urmărirea și factorarea corectă a consumatorilor s-a demarat aplicarea soluției de distribuție pe orizontală. Aceasta oferă avantajul controlului permanent al consumului de energie termică pentru fiecare consumator în parte. S-au alocat și se vor aloca în continuare fonduri atât de către Guvernul României cât și de Uniunea Europeană pentru modernizarea sistemului de termoficare. Diaree acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii. Ia Furazolidon terapia. Omoară bacteriile înlăturând cauza diareei. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivit. Transilvania Broker oferă prin partenerul MSM Business Group alternativa pentru produse de asigurare de toate tipurile. RCA, asigurare pentru locuință, polițe agricole, asigurări medicale sau de risc financiar, toate la prețuri avantajoase. În plus, vă oferim și consiliere în caz de daune. Transilvania Broker, alege alternativa. Ne puteți contacta la telefon 0721 273 088 sau 0766 467 547. Transilvania Broker vă așteaptă la cele două sedii din municipiul Giurgiu. Șoseaua București, bloc 113, scara B, mezanin, apartament 1 și șoseaua București, vis-a-vis de Petrom. Se spune că mașina este exact ca o femeie. Trebuie să ai grijă de ea, să investești în ea și mai ales să știi pe mâna cui o lași atunci când ai probleme cu ea. Așa că te sfătuim să vii la noi, Green Service Auto, în Giurgiu. Produse ecologice și servicii de calitate. S-a terminat cu mecanicii de mâna a doua. Îți punem la dispoziție profesioniști de care tu ai nevoie, dar și o gamă largă de accesorii noi și second hand, autorizate. Și ca totul să fie complet, la Green Service găsești tot ceea ce ai nevoie, servicii efectuate în hală de mecanică, hală de vopsitorie și tinichigerie. Tot noi îți oferim și reparații la instalația electrică și electronică, analiză, diagnoză, climatizare și servicii de vulcanizare auto. Te așteptăm la sediul nostru din strada Vlad Țepeș, numărul 116 118 Giurgiu și la telefon 0732 520 305. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Da, cred că în țările despre care vorbeam mai devreme, Polonia, Letonia, nu e necesar să le spui oamenilor că trebuie să facă vreo 30 de minute minim. S-ar putea să te certe să spună doar atât. Lăsați-ne să facem mai mult. Eu spun că unul dintre obiectivele importante ale proiectelor de acest gen este acela de a face schimb de experiențe. Adică, mai pe limba noastră, dragi telespectatori, te duci acolo, vezi, vii acasă și povestești. Uite ce am văzut, uite, exact așa cum ar trebui noi să înțelegem altceva. Când vin niște oameni din străinătate, să nu mai spunem, iete mă, ne povestește și nouă că a fost nu știu unde și să dă mare. Nu așa, că avem din păcate această meteagnă, o mentalitate păguboasă. Haideți să stăm să ascultăm ce au văzut oamenii și să aflăm niște detalii și s-ar putea să ni se potrivească și nouă ceva. Ziceți, domn director, ați fost în Polonia, am văzut câteva fotografii. Ne spuneați că ați văzut baza sportivă. Ați fost și la antrenamente, îmi spuneați pe pauză. Da. Detaliați-ne puțin povestea asta. Ce ați văzut acolo? Într-o sală polivalentă unde, repet, în timpul antrenamentului, și chiar am rămas șocat, în timpul antrenamentului echipei profesioniste de basket, care juca în Liga Profesioniste de Basket din Polonia, și, repet, oraș de 50.000 de locuitori, echipă de basket profesionistă. În timpul antrenamentului, sala fiind mult mai mare, mai aveam și alte săli mai micuțe și baloane în jurul sării polivalente. Foarte mulți copii care practicau sportul de performanță.
Deci, în, dacă la noi, spre exemplu, avea antrenat de echipa de basket, nu mai se juca nimic pe o rază de 200 de metri ca să nu deranjeze echipa de basket. Păi vezi echipa de fotbal, că tot vin eu de la stadion, au antrenament oficial, mâine au meci mare, greu, un meci important în campionat și s-a dat alarma. În ultima vreme mai lasă să trecem pe acolo, dar au fost multe luni în care nu intram. Nu, fiecare își face treaba lui, corticelului foarte bine, nu deranjează pe ceilalți, este un fair play în teren și în afara terenului. Am văzut un oraș curat, nu am văzut un pet pe stradă, n-am văzut o hârtie pe stradă. Pe nu, am, nu am văzut un câine comunitar. Rețineți? N-au, am N-au. Auzit eu, i-au adus la noi la Giurgiu și i-au dat jos din portbagaj. Nu, de, deci... Nu sunt ăștia, nu știu, nu sunt polonezi, că ați văzut, nu te înțelegi cu ei. Le spui, probabil, sunt polonezi. Nu. Am auzit. Iar ceea ce am rămas, într-adevăr, surprins, de la atlete sportive și din această cauză, exemple de bune practici ale altor țări, ale altor licee, este bine să le facem și noi. Am văzut că la evenimente sportive veneau profesori din liceul respectiv, cât și părinții elevilor. Da? Deci, pe lângă atragerea elevilor la predicarea sistematică, a instituției fizic, a mișcării, a sportului, sunt atrași și profesori din școală și părinții elevilor. Ceea ce spune altceva despre fenomenul sport, despre fenomenul înțelegerii și importanței sportului pentru ei, pentru sănătatea lor. Spuneți-mi, ați vorbit cu delegația din Letonia și îmi povesteați tot în pauză că veți merge să vizitați un liceu care nu e liceu cu program sportiv, să înțeleg. Nu, nu este un liceu cu program sportiv, dar este un liceu care are 1200 de elevi, un liceu care are ca bază sportivă un bazin de not, două săli de sport, de gimnastică și de jocuri, și o pistă de atletism cu teren sintetic în mijloc. Într-un deci, oraș, cam cât e de mare? Un oraș care este aproape un oraș de 80.000 de locuitori. Deci puțin mai mare decât George, puțin. Am înțeles. Păi, s-ar putea ca să, nu știu, să fie un exemplu bun și pentru noi sau s-ar putea să nu? Hai să vedem la anul, că e an de alegeri. Poate că ne alegem cu o pistă de atletism. Da, ar fi bine, măcar dacă, din punctul ăsta de vedere, aș face alegerile o dată pe an, dacă ar fi așa. Merg și eu la chestia. Da, domnul Cătălin, spuneți-mi dumneavoastră, ce ați văzut acolo? Ce v-a impresionat? Ce am văzut? Ce am văzut și domnul director, am văzut și eu. Pe mine m-a impresionat mentalitatea lor. Nu ne-am sufoca în mentalitatea aia noi, dacă ba, da. Ne-am teleporta azi? Ba da, ba da, cam da. Și vă dau un exemplu, ce spunea domnul director. Am ieșit seara puțin să vizităm orașul și am văzut și baza sportivă. Era cam 7 seara. Timpul urât în Polonia, mai frig decât la nocturnă. Noi. Nocturnă? Nocturnă, vreo 80 de copilași. 80 ani pe teren, făceau antrenament, părinții erau în afara incintei și făceam o comparație. Am și eu o grupă de copii la clubul CSM Dunărea și la noi când plouă, părinții sună și copiii și îmi spun că, domn profesor, nu venim să jucăm, că plouă, asta e timp urât. La meciuri vorbesc. Deci ce să mai spun de antrenament? Bine, vestiare și... foarte bine dotate la copii. În incinta vestiarelor unde intrau copii. Dușuri, puncte sanitare, saună, bază de recuperare. La copii. Deci, nu fi bine să faceți, știu și eu, ca obiectiv turistic să vizitați și la noi niște vestiare, că s-ar putea să fie o trecere frumoasă în timp pentru polonezi. Încercăm să le, să da, să le tăcerea dumneavoastră a fost foarte grăitoare. Încercăm să le arătăm că în aceste condiții
de aducere aminte a unei perioade mai nefaste în istoria neamului românesc, putem scoate performanțe mai. Asta e altă treabă. Asta e tot o altă treabă, dar nu e un exemplu. Dar nu este. Doamna profesoară, spuneam mai devreme și mi-ar plăcea să comentați puțin treaba asta din punct de vedere cultural, pentru că tot aveți rolul acesta. Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, să luăm așa o masă de oameni de pe la noi și să o teleportăm acolo și să o obligăm să se adapteze 100% la condițiile alea. Sigur, eu nu am participat la vizita din Polonia, dar eu adun așa toate informațiile pentru că, așa cum vă spuneam, o să am ceva de lucru în realizarea unor broșuri. Sigur, nu voi fi singură, mai am colegi pentru că echipa noastră este mult mai mare. Cât sunteți? Ați spus 8 profesori și 7 elevi, da. Și plus colaboratori. Sigur că da. Și nu știu, mă gândesc că ne-am descurcat destul de bine, pentru că suntem niște oameni isteți, știm să ne adaptăm la lucruri așa extreme și... E un lucru extrem, civilizația. Este. Îmi place. Este. Da, da. Încercăm să facem față așa provocărilor, să... Da, vedeți, de ce lucrurile sunt așezate în această cheie? Noi ne vom adapta cu siguranță, spuneți dumneavoastră, și vom reuși să facem față situației, ați spus. Păi că poporul român este un popor talentat. Păi da, de ce e necesar să merg în altă parte și să mă adaptez la ăia și nu vreau să fac la mine asta? Asta nu înțeleg. Din moment ce sunt în stare să mă adaptez acolo, de ce Dumnezeului la mine acasă nu pot să fac același lucru? Și asta vă spun pentru că am văzut, eu am avut această traumă. M-am întâlnit într-o zi pe stradă cu un individ certat cu bunele maniere și cu ce vreți dumneavoastră, care tocmai aruncase o hârtie mare pe stradă, în fața mea. Evident că n-am putut suporta și i-am zis, da, ia aia de acolo. Și știți ce mi-a spus? Mi-a zis așa, dacă vrei civilizație, tene-ne în Germania. Adică să ne înțelegem bine. Eu eram vinovat. Și el, dacă merge în Germania, sunt convins că n-aruncă biletul ăla pe jos. Aici e problema, nu știu cum să facem. Educația mai trebuie și prin coerciție și prin aplicarea unor legi. Așa e acolo? Așa este acolo. Adică ce credeți că li se întâmplă? Au voie să vocifereze așa puțin dacă vrea unul să, știu și eu, să arunce un pet pe stradă, că tot ați zis dumneavoastră. Sau treaba cu câinii. Cum o fi? Au... Mi-ar plăcea să vă intre. 5 zile... Am căutat un câine comunitar să-i fac poze. Nu l-am găsit. Da. Și la noi îl căutăm. Nu. Nu, e... Rămâi cu un gust amar. Pentru că vezi că în alte părți se poate. Da, am zis și eu de multe ori, domnul profesor, când am venit din deplasări în străinătate și tot... Mulțumită sportului am reușit să fac lucrurile astea și am văzut. Iată, încă un motiv pentru care. Spunea un profesor, un foarte mare profesor, domnul profesor Manu de la Sibiu, spunea la un moment dat că este calea cea mai ușoară pentru un om, și gândiți-vă bine, este calea cea mai ușoară pentru afirmare. Este cel mai ușor. În sensul că este scurtă. Dacă ești serios, dacă ai și un pic de talent, ajungi în câțiva ani foarte sus și vezi lume. În sensul acesta. Nu este ușor. Nu vă gândiți că gata, vii la sport și ajungi să vizitezi toată lumea. Nu așa. Dar pe oricare altă pistă ai încerca să ajungi acolo, îți trebuie mult mai mulți ani, mult mai mult timp. În sensul acesta. Și cu toate astea, oamenii, deși nu vor nici să învețe, nici să facă alte lucruri, nu le place nici mișcarea. Nu știu, e ciudat. Ceea ce este important, că pe parcursul a 2 ani, proiectul nu are doar 5 etape în 5 momente când vom merge în Polonia sau vom veni în România. Nu. De-a lungul a fiecare luni sunt acțiuni pe care fiecare liceu, prin obiectivele proiectului, le va derula la el la școală. Și prin intermediul blogurilor, prin intermediul Facebook-ului, prin intermediul
unor rețele de socializare, vom face schimburi de bune practici. De la plantat de pod, de la activități culturale educative, de la plimbarea de toamnă împreună cu profesori și părinții, pentru a ne cunoaște orașul. Sunt foarte mulți elevi care din liceu, la noi, sunt curios, dar și din alte școli din municipiul Giurgiu, a fost să vadă muzeul de istorie. Chiar sunt curios. Da. Mâine spre... Pe vremuri eram obligați, duși și tot era bine. Că mâine spre exemplu, că în proiectul avem plimbarea de toamnă, iarnă, mă rog, cu elevii și profesori și părinții să vizităm muzeul, să vizităm cetatea lui Mircea, să vizităm faleza, să putem să socializăm. Adică mai mult timp petrecut cu părinții elevilor, cu profesorul ceilalți, să faci o familie prin care obiectivele prin sport și prin cultură pot fi mai accesibile și obiectivele pot fi atinse mai repede. De aceea, la finalul proiectului, când vom vedea că absențele vor scădea, când vom vedea că mediile la unele materii vor crește cu cei care, pe care i-am adus în lumea sportului, atunci vom crede că ne-am atins pe de aproape sau de întregul obiectivele proiectului. Și la o săptămână după ce se va fi încheiat proiectul și am depus toată documentația cu toate activitățile, ce mai facem? Păi, pe măsura 2 ani trebuie să le inoculăm ideea de a face mișcare, de a practica singur exercițiu fizic, de a face singur la vara sportivă. Deci aceste bune practici de o activitate sănătoasă, propice pentru ei și pentru familiile lor, prin sport este, cred că, de bun augur pentru toți ceilalți. Nu, elevi. Și va rămâne acest lucru în această abilitate, să zic. Nu știu cum să îi zic. Da, în programul managerial, mă rog, al nostru, sau se încheie și se termină. Al liceului, tot timpul vom pune accent pe lângă alte activități de învățare a programului școlare și pe activități culturale, educative, sportive. Nu mai puțin, după ce se termină proiectul, eu așa am înțeles, școlile respective pot să-și înființeze clase cu program sportiv, adică nu că te obligă. Este unul dintre obiectivele proiectului, dacă vom determina mai mulți elevi să practice sport de performanță. Cu cât vom avea mai mulți sportivi legitimați la fiecare liceu. Asta înseamnă că unul dintre obiectivele proiectului a fost atins. Pe lângă scăderea absenteismului, pe lângă scăderea abandonului școlar sau diminuarea lui, pe lângă atenție culturală, educativă și schimbul intercultural a lor cu elevii din cea de țări, prin socializarea prin spațiu virtual, vor putea avea mai ușor accesul pe piața europeană, pe piața muncii. Mai avem mai puțin de 10 minute și aș vrea să vă formulați o idee de final pentru a nu scăpa vreun detaliu. Poate că până în momentul de față am reușit să vorbim despre multe lucruri, dar poate n-am reușit chiar să atingem toate elementele. Dar vreau să-i mai întreb și pe băieți, pe cei doi elevi, dacă în momentul de față există vreun sport altul decât fotbalul pe care chiar vi-l doriți așa să-l practicați în imediata perioadă. Baschetul, de să-l învățăm. Da, cel puțin la mine este baschetul. Chiar îmi place acest sport și aș vrea să-l practic și în viitor. Și tu, Daniel? Și eu la fel tot baschetul. Consider că vreunul mai puțin prezent pe piață, știu și eu, basket, fotbal, handbal, sunt la modă, dar poate, nu știu, măcar ping-pongul, teoretic. Ping-pongul. Da? Tenisul de masă. Tenisul de masă. E destul de prezent și ăsta, dar e bine. Până acum, de la fotbal, basket și tenis de masă, e o distanță. Aș putea spune că sunteți îndrăzneți. Fiecare țară participată în proiect, fiecare liceu participat în proiect, încearcă să renască sporturile tradiționale pe care fiecare țară le-a avut. Spre exemplu, noi încercăm prin această cale să ne aducem aminte de sportul nostru național, oina. Oina care nu se mai practică
deși există federație, deși există puține cluburi în România, este un sport destul de atractiv. Am din Oină, sau mă rog, este strămoșul baseball-ului, da, americani. E un sport destul de interesant. Și veți face și acest lucru? Vom încerca să ne aducem aminte de cum se joacă, de cum se practică, pentru că este destul de accesibil. Da, interesant. Spuneam, mai sunt puține momente până la finalul emisiunii și vă rog să spuneți dacă mai e ceva ce ați dori să prezentați. Pe lângă elevii noștri care vor participa la proiect, în cei doi ani, când vom derula acțiuni sportive, invităm toți elevii din municipiul Giurgiu să ni se asocieze într-un parteneriat real pentru a putea juca împreună basket, pentru a putea juca împreună tenis de masă. De pentru asta va trebui să faceți cunoscute activitățile. Sigur, exact. Da. Să înțeleg că urmează să vă vedem mai implicați în știrile din presa locală. Da. Bun. Înțeleg că ați prezentat tot ce trebuia. Eu aș vrea totuși să vă întreb acum la finalul emisiunii, domnule director, ce părere aveți dumneavoastră, pentru că sunteți unul dintre vechii practicanți, atât dumneavoastră personal, cât și ca antrenor ai atletismului, și cum vedeți dumneavoastră starea actuală a logisticii atletismului din Giurgiu, având în vedere faptul că tocmai povestirăți că la un liceu normal există o pistă de atletism cu 6 culoare doar pentru liceeni, iar la noi nu e una în tot județul, deloc. Din păcate, dezvoltarea unei ramuri sportive și anume fotbalul la noi în Giurgiu, și până asta nu apropo de proiect, că nu înseamnă sportul sau numai fotbal, dezvoltarea ramurii de sport și a bazei sportive, a infrastructurii fotbalului în Giurgiu, e de salutat. E foarte bine că este o echipă de prim rang și pe primul loc la această oră în România. Dar este păcat că, mă rog, dezvolt o ramă sportivă în detrimentul altei ramuri sportive. Pentru că dezvoltarea terenului de fotbal și a bazei sportive Marina Anastasovici a diminuat la zero practicarea atletismului. Pista de atletism, acea de zgură care era, dacă s-a desființat, că este o lege a educației fizice, trebuie automat făcută afară. Și nu trebuia demolată sau stricată până când nu se făcea o pistă de atletism. Se încearcă, vreau să 4 ani. Încă trăim cu speranța. Mă întreb, retoric, bineînțeles, dacă sala de atletism nu era făcută acum 15 ani, unde se practica atletism? Unde alergau ceilalți giurgiuveni? Pentru că observa pe pista de atletism de la stadion, când antrenam și eu și dumneavoastră, veneau foarte mulți giurgiuveni să facă mișcare, să alerge într-un cadru sistemat și într-un cadru bine amenajat. Nu mai avem pistă. Se încearcă să... Ați condus mult timp și direcția pentru sport a județului Giurgiu. Ați condus clubul sportiv școlar, clubul sportiv municipal. Sunteți un om care aveți experiență în acest domeniu al managementului. Ați spus mai devreme că trebuia construită o pistă în loc înainte să se fi desființat aceea, bazându-vă, spuneați dumneavoastră, pe o prevedere legală. Am spus și eu lucrul acesta și mi s-a argumentat în felul următor. Am luat o bază sportivă și am o bază sportivă. Nu, baza sportivă care au preluat-o era și cu anexe. Formată din teren de fotbal, tribune, vestiare, pistă de atletism. O bază sportivă are anexe. Ce faci cu anexa de la litera C? Pista de atletism. Unde este? A luat o bază cu anexe. Și când le însumezi, vezi că lipsește o anexă. O literă de la anexă. Unde este pista? Da. Deci, aplicarea legii educație fizică și sportul, nu s-a făcut. Nimeni nu a răspuns. Avem o bază, am luat o bază, am creat o bază, dar am diminuat una dintre ramurile de sport care a adus Giurgiului și României foarte mulți sportivi
medaliați la campionate europene, campionate balcanice și participanți aici la olimpiadă. Era acest Giurgiu mic. Și eu zic că nu e deloc de uitat și de trecut în plan secund și ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme și au spus mulți alții de-a lungul timpului aici, dintre cei care au vorbit despre acest subiect, am spus mulți, n-au fost chiar așa de mulți, dar în sfârșit este vorba despre să nu uităm și să nu-i trecem în plan secund pe toți cei care veneau și practicau mișcarea, exercițiul fizic, pur și simplu de plăcere, pentru întreținere. Acolo aveau această șansă. Acum nu o au și am spus-o de nenumărate ori. Promisiuni, din nou, am avut și avem că, nu știu, iarăși pare că s-ar fi reglementat niște treburi. Am văzut pe știri, pe rețelele de socializare, cum că în 2016 se va întâmpla să se construiască, să se termine și această pistă. Să dea Domnul să se întâmple așa. Eu vă voi mai invita și cu alte ocazii pentru a ne spune, cel puțin după ce aveți întâlniri și după ce aveți câte ceva de comunicat. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați petrecut o oră cu noi. Vă doresc mult succes în acest demers al dumneavoastră, în această activitate. Vă vom rămâne parteneri. Dacă aveți ceva să informați, puteți să găsiți în noi un sprijin de fiecare dată. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, ca de fiecare dată, vă spun că vom rămâne fără menajamente în discuțiile pe care le abordăm aici, la postul nostru de televiziune, încercând din tot sufletul să arătăm oamenilor care este punctul nostru de vedere, fără să fim părtinitori, fără să vrem cu adevărat prin ceea ce facem noi aici, prin ceea ce fac eu aici, să lezez pe cineva anume, ci pur și simplu să spun lucrurilor pe nume, pentru că dacă merg undeva și văd un lucru bun, e bine să-l spun și poate într-o bună zi vom reuși și noi să luăm aminte. Am spus de nenumărate ori că țara asta trebuie să crească într-o zi cât alta în 10, așa cum zice Țepe, și noi încă dormim mult după prânz, nici măcar către prânz, și văd că tot credem că merge așa, lasă-mă că merge așa, și nu merge deloc. Chiar nu merge deloc și nu știu cât mai credem că o să meargă așa, cum zice românul cu cioara vopsit. Asta este situația, dragii mei, ne vedem săptămâna viitoare. Sperăm cu o discuție poate mai spumoasă decât aceasta din această seară, în care eu am încercat să respect proiectul Erasmus și să nu tratez discuția fără menajamente, pentru că în multe situații știți că puțin îmi trebuie, cum îmi zic colegii mei, pentru a mă aprinde în discuții. Dar săptămâna viitoare poate vom avea ocazia să mai discutăm din nou despre alte subiecte mult mai aprinse și mult mai intens dezbătute în piață, în târg, așa cum mai spunem noi toată. Rămâneți cu bine, la revedere! Țara trebuie să crească într-un an cât în 10 ca să intre în rândul lumii. Și voi veniți către prânz? Tigna voastră întâi și restul pe urmă! Tot ce am hotărât astăzi este spre binele țării. Dacă binele țării nu ești al vostru, spuneți-mi. Să știu ce am de făcut. Pentru astăzi ajunge. Mâine, la primul ceas, să fiți iarăși aici. Nu vă jucați cu focul, boieri. Din suflet vă rog. Nu vă jucați.